Da, și e și, nu s-a consultat cu specialiști. Noi spunem că trebuie găsit o cale de mijloc, trebuie să fie și răspundere, dar trebuie să discutăm cu cei din justiție. Dar sunteți de acord că e nevoie de o lege în acest sens? Trebuie să fie, pentru că avem un fel de revoluție. Acum justiția a început să-și facă treaba dintr-o dată și călărește politicienii, ok, că se face ordine, dar există anumite excese. Cum avem asta cu plimbatul cătușilor, cu răspunderea, trebuie să vedem, pentru că așa cum noi, politicieni, trebuie să știm de frica DNA, de frica celor care ne pot prinde, că 25 de ani n-au știut că îi cumpărau și acum justiția lucrează, că ne pot prinde dacă facem trafic de influență sau luăm șpagă, la fel și cei din justiție trebuie să știe că răspund dacă iau decizii și acceptă arestări judecătorii, să spunem, sau propun procurorii arestări sau tot felul de sentințe la comandă. Pentru că sunt atâtea cazuri în care avem și procurori, avem pe Bica. Vă dați seama câte comenzi a dat ea pentru a se face anumite dosare? Știm că, știm că va stabili de instanța deci pentru o decizie definitivă. Nu vreau să speculăm. Trebuie să știe și ei de frică. Vreau să înțeleg doar de ce în cel mai mare parlament post-decembrist se găsesc doi nejuriști să reformeze relația dintre cetățean și justiție, pentru că dumneavoastră v-ați referit acum la parlamentarii care sunt anchetați de DNA. Pe mine nu mă interesează parlamentarii. Pe mine mă interesează zecile de milioane de euro pe care le plătim cu toți, inclusiv dumneavoastră, ca parlamentari, în urma unor decizii CEDO. Da. E, în momentul de față noi avem vid legislativ în ceea ce privește răspunderea magistraților. Sunt mulți magistrați care își fac treaba bine, acum e un sofism, repet acest clișeu, dar e nevoie ca să fim în rigorile CNA. Sunt mulți magistrați care își fac treaba bine și unii care comit abuzuri. E, pentru acea categorie marginală de procurori care comit și judecători care comit abuzuri, nu există lege. A trebuit să vină domnul Ghișe, fost coleg dumneavoastră de partid, dar nejurist. Da. Și doamna Angel, colegă cu dumneavoastră de coaliție, să încropească un proiect de lege care, iată, chiar și unul dintre votanți susține că nu e bine gândit? Haideți să...